În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, vizierul bunătăților și redătorului de viață, vino și te sălășunește cu noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte Profesor, binecuvântați! Cunoaște Dumnezeu cu o spăhar și cu o să iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Iubiți credincioși, dragi invitați, preacucernice, părinte decan, dăm slavă lui Dumnezeu, cel întreime, mărit și lăudat, că ați reușit să veniți astăzi la această întâlnire de suflet, la această seară duhovnicească. Știți că noi am gândit-o mai de mult să o facem, să o realizăm și iată că, până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, am și împlinit acest lucru, am și reușit acest lucru. Invitatul din această seară este Părintele Profesor Universitar Dr. Ion Popescu, noul decan al Facultății de Teologie Ortodoxă, Sfânta Muceniță Filoteia din Pitești. De fapt, a revenit, că a mai fost decan, în perioada 2004-2012, două mandate și iată, de astăzi, chiar astăzi a fost validat, instalat, în noul mandat 2016-2020. Îi dorim succes! Și îl felicităm pentru acest lucru, cu acest prilej. Totodată este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova și, nu în ultimul rând, este parohul Bisericii Sfântului Ioan Botezătorul din Pitești, Arhiepiscopia Argeșului, județul Argeș. Părintele profesor va vorbi despre virtuțile credinței, nădejdii și dragostei din perspectiva scripturistică a Noului Testament. Părintele este, în primul rând, profesor de dogmatică, specialist, în schimb, însă și pe istoria și filozofia religiilor, precum și pe misiunea Bisericii. Îl așteptăm și cu alte prilejuri. Îi mulțumim că a venit, deși astăzi a avut o zi foarte plină, încărcată, aglomerată, acum vine direct de la Universitate, de la ședință de Senat. Și dorim mult succes în toată activitatea pe care o desfășoară, rugându-ne lui Dumnezeu să-i țină sănătatea, puterea, harul și darul. Bine ați venit, Părinte Profesor! Bine ați găsit! Aceasta este ultima seară duhovnicească pe care o organizăm în acest post al Paștilor, următoarea fiind în perioada post-pascală a Pentecostarului, de astăzi într-o lună, în data de 16 mai, tot lunea și tot la orele 19, când va reveni aici între noi, în mijlocul nostru, scriitorul, jurnalistul și mărturisitorul creștin Corneliu Constantin Ciomâzgă. Până atunci, îi dăm cuvântul Părintelui Decan. Doamne ajută! Cât ne aflăm în ultima săptămână în ultima săptămână a postului și spun asta pentru că săptămâna Pătimirilor este o săptămână tot specială și în asta vreau să fac o corecție, foarte puțin oameni, puțin creștini știu că, de fapt, la început postul se vedea de două zile, vine și sâmbătă, săptămâna mare, apoi a fost extins pe 6 săptămâni, apoi pe 7 săptămâni, după două tipicuri, tipicul Sfântului Sava și apoi tipicul de la Constantinopol.
dacă în această perioadă a postului păresimilor creștinul trebuie să fie preocupat de purificarea de patini, de dobândirea iluminării și pe cât posibil la săruți pe treaptele sărușii. Dacă această perioadă, Biserica Primară a fost o perioadă a catecumenatului, catechezele fiind ținute personal de către episcop, cu cei care se pregăteau pentru tăia și prin botez și care au botezat în sâmbătă Paștelui. Începând de luni, după florii, noi creștini nu mai trebuie să fim preocupați de noi, ci pur și simplu să încercăm pe cât e posibil să parcurgem drumul pe care Iisus l-a parcurs pentru noi. Deci această săptămână trebuie să fie săptămână închinată lui Iisus, pe care a murit pentru noi. Aceea, conform învățăturii ortodoxe, noi trebuie să ne povedim, să ne mărturisim până în săptămâna pătimirilor și nu în săptămâna pătimirilor. Așa cum se obișnuiește. Și când preoții sunt tulburați, vor să se îngrijească de, și ei, că și ei au nevoie. Și preotul are nevoie să parcurgă drumul crucii lui Iisus. Trebuie să ocupe de problemele sufletești ale păstăriților lui. Și spuneam, întrucât suntem încă în perioada postului păresimilor, mai înainte de a vorbi despre virtuțile cardinale, credința, nădejde și dragostea, aș vrea să spun câteva lucruri despre post. De ce? Pentru că după bine mea părere, avem o viziune greșită despre post. Cea mai mare parte. Și noi, și noi preoții avem o cuvântări, o abordare ignorată. Postul trebuie privit din, mai întâi din perspectiva relației noastre cu Dumnezeu. În primul și primul rând, postul înseamnă a posti înseamnă ascultare de Dumnezeu. A posti înseamnă recunoaște pe Dumnezeu în calitatea Lui de creator al lumii și al tău, de susținător și mântuitor. Sfânta Scriptură, și sunt foarte multe temeiuri, citim în Sfânta Scriptură că tot ceea ce a făcut Dumnezeu este bun. Și în Vechiul Testament, în face, și a văzut Dumnezeu că toate sunt bune. Dar apoi vedem și, ne gândim la vedenia pe care a avut-o Petru. Vedenia a spus, ia și junghi, că toate sunt curate. Apoi Sfântul Apostol Pavel spune, că toate sunt bune, adică tot ce există, dar nu sunt toate de folos. Adică pentru mântuire. Toate sunt bune, zice Apostolul Pavel, dar nu mă voi lăsa biruit de nimic. Una din marile probleme, aș spune, ale teologiei în general, este legată de plăcere. Relația dintre plăcere și durere. Există plăcerea minții, da? Plăcerea cu mintea și plăcerea prin simțuri. Învățătura părinților bisericii, plăcerea se naște în minte. De acolo ea se împărtășește prin simțuri sau poate să vină prin simțuri și ținta ei cea mai înaltă este mintea sau este sufletul.
După văzătura Sfinților Părinți, Sfântul cel Mare, Sfântul Vigorie de Nisa, în paradisul primordial a fost un singur pom. Un pom în centrul Raiului, privit cu mintea luminată de har, el este pomul vieții. Privit cu o minte căzută din ascultarea față de Dumnezeu, el a devenit pomul cunoștinței binului și răului. Alte cuvinte, tot universul acesta este un pom. Tot universul, toată lumea, și când spun lume, mă refer la cosmosul material și la om, este un pom. Pentru că este dăruit de Dumnezeu. Dacă privim lumea cu mintea duhovnicită, da, el este un pom al vieții. Lumea este un pom al vieții pentru mine. Dacă o privesc cu o minte căzută de starea de har, de grație, adică o minte care nu mai este în comunie cu Dumnezeu, el devine un pom al cunoașterii binelui și răului. Pentru că mâncând, gustând, înfructându-l din lumea aceasta, o cunoaște și binele, dar și răul. Și întrucât omul nu poate suporta răul, da? Se aruncă precipitat, foarte repede, cum a făcut Adam și Eva, nu poate suporta consecințele răului. Și cea mai mare consecință a răului este suferința, este durerea. Se aruncă în brațul unei plăceri. Pentru calea, calea corectă, calea dreaptă, prin care omul ar putea să-și corecteze durerea, fi efortul minții și al trupului sau a ființei sale, să dobândească bucuria spirituală, nu plăcerea. Asta înseamnă renunțare, înseamnă asceză, înseamnă rugăciune, înseamnă contemplație, asta înseamnă reluarea comunii cu Dumnezeu. Dar omul ce face? Este și mare de mână. Pentru că are trup, are simțul, se repede și mușcă, se fruptă voluptos și lacom din tortul lumii acesteia ca dar al Dumnezeu. Înfructându-se din ce mai lacom, această nesăbuință a lui provoacă dureri cumplite. Și pentru că nu poate suporta durerea, se aruncă din nou în brațul noastră, plăceri care plăceri generează și la rândul lor și mai multe dureri. Așa cum spunea un mare teolog, da? Omul care se fruptă așa din lume, din lume și din lucruri, este un om preocupat cu nimicul. Cu nimicul. Adică la capătul acestui itinerariu este nimicul. Dar mintea nu numai teologia, și unii mari filozofi, precum Martin Heidegger, filozofia în general, existențialistă și fenomenologia, au sesizat cu anumită acuitate că a trăi în preajma lucrurilor este o viață inautentică pentru noi. Heidegger spunea, omul, ființa umană sau designul aruncat în preajma lucrurilor, da, are o existență inautentică. El trebuie să se ridice deasupra lucrurilor și să experiențe o viață metafizică dacă, da, dacă trăiește anticipat moartea lui. Viziunea acestui mare gânditor, ceea ce valorizează ființa umană la sfârșit este moartea. Dasein zum Tod, adică existența într-o moarte. Heidegger spunea că pruncul ieșit din pântecele mamei sale este deja destul de bătrân ca să poată muri. Sigur, cu cert, în viața mea, de viitorul este moartea mea. Nimic, nu ce imaginez, de ce spune lumea, de ce citesc, din proiectele sociale, politice sau mai știu eu ce, din proiectele personale sau familiale, nimic nu este sigur de ceea ce îmi propune un viitor, ci singurul lucru cert în viitorul meu este moartea mea. Iar o poetă, Ana de Noaie, spunea că nu putem poseda decât ceea ce putem aștepta cu certitudine. Și spunea ea, pentru cât voi muri, eu sunt moartă deja. Deci, legat de certitudine și de inautenticitatea existenței mele în preajma lucrurilor. Haideți să fim sinceri cu noi înșine. Eu vorbesc despre mine acum. De foarte multe ori cădem în acest păcat, această beție a materiei,
nu știu cât timp acordă un creștin rugăciunii, rugăciunii curate. E cel mai mare, cel mai greu lucru din viața unui om este rugăciunea curată. Nu știu câți oameni reușesc să aibă rugăciunea curată. Și cât timp acordăm 24 de ore lucrurilor tot fel. Adică este un timp pierdut, este o preocupare cu nimicul. Societatea actuală, ideologia lumii actuală, spre asta ne îndreaptă, spre lucruri. Noi trebuie să salvăm din lucruri, să trecem dincolo de ele, să ne învățăm la ele. Asta e cea mai o formă a postirii. Când omul postește și se roagă, dar nu se dezbară de lucruri, acumulează lucruri. Și e preocupat de lucruri, nu postește. El nu este stare de post. Pentru că, așa spune Ecleziastul, da? Tot ceea ce mănâncă omul și bea, de pe urma muncii sale, sunt daruri de la Dumnezeu. Nimic nu este al nostru, tot ce avem, tot ce mâncăm, ce bem, de ce ne împărtășim? Nimic nu este al nostru. Copiii noștri sunt ai noștri, familia noastră nu este a noastră, noi înși suntem ai noștri și suntem ai Domnului. Spunea un mare gânditor că un om, atât de când mai păstrează ceva pentru el, a pierdut totul. Nu postește acela. Cu adevărat că mai păstrează ceva pentru el și nu oferă totul lui Dumnezeu. Sau nu este dispus să ofere. Deci nu cantitatea bogăției este piedică împotriva mântuirii, ci cum te raportezi la ea. Poți să ai un singur ban de argint și nu să dai nimic din el, niciun cent, și nu poți să aibă comor de aur, să dea una din ele, acela e mai plăcut înaintea Dumnezeu decât tu care ai un singur ban de aur sau de argint, nu vrei să rupi un cent din el. Deci cum te raportăm la lucruri și la avea. Deosebi, oamenii spun că postesc și se și laudă cu asta. A, postesc, am postit prima săptămână, s-a postit tot postul. Este nimic mai greșit. O să vedem, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, care este adevărata învățătura a Sfintei Scripturi despre post. Postul cel adevărat. Strigă din toate puterile tale și nu te opri, dă drumul glasului să sune ca o trâmbiță, vestește poporului meu păcatele sale și casele lui Iacov fără de legile sale. Fiecare zi mă caută, pentru că ei voiesc să știe căile mele, ca un popor care făptuiește dreptatea și de la legea Dumnezeului său nu se abate. Pentru ce să postim dacă tu nu ne vezi, zic oamenii? La ce să ne smerim sufletul nostru dacă tu nu iei aminte? Da, în zi de post, zice Domnul, voi vă vedeți de treburile voastre și ați opriți pe toți lucrătorii voștri. Zice, în zi de post, voi vă vedeți de treburile voastre și ați opriți pe lucrătorii voștri. Adică postești, dar te poți salvavolnic cu slujitor. Atunci nu postești. Voi postiți ca să vă certați. Și eu mărturisesc, vă spun ca preot, 40 de ani preot, și am văzut oameni care zic că postesc, dar abia așteaptă să iasă de biserică și începe să se certe, să sfădească. Pe stradă, acasă, în familie. Și zic că au fost la biserică și postesc. Să ne mirăm că suntem criticați de mass media, televiziune, eu vă spun cu durere în suflet. Nu ne comportăm unii dintre noi, nu vreau să generalizez, nu învățăm nimic din faptul că venim la biserică. Nu ne schimbăm cu nimic. Sau aproape cu nimic. Voi postiți ca să vă certați și să vă sfădiți, să vă bateți furioși cu pumnul. Nu postiți cum se cuvine zile aceleia, ca glasul vostru să se audă sus. Și glasul vostru să se audă sus. Când postiți cu adevărat, glasul se audă sus.
Este oare acesta un post care îmi place? O zi în care omul își smerește sufletul său? Să-și plece capul ca o trestie? Să se culce pe sac și în cenușă? Oare acesta se cheamă un post zi plăcută Domnului? Nici faptul că își pleacă capul pe trestie, nici că se smerește, nu e post. Nu e suficient ca să postești. Deci oameni, foarte mulți oameni confundă postul cu... Și am văzut, am văzut ce medie mălahare asta. Și oamenii sunt chinuiți cu un fel de metanii, sute mii de metanii. De aceea, pentru oameni, a posti înseamnă și o frustrare fizică și mentală. Trebuie să-mi impun mina aia suferinței. Asta, nu știu ce măsură sunt sincer când mă prefacă suflet. Când pun cenușă la mâna, propriu, la figurat în cap, să ne arăt mie, să demonstrez mie sau poate semnul mei, că sunt în stare de jale. Nu trebuie să confundăm postul adevărat cu dor. Postul e altceva și doriul e altceva. De aceea foarte mulți oameni sunt de fug de post, că este foarte greu să-și pună o mască pe care ei nu vor să o pună. Postul nu înseamnă neapărat să spui cenușă în cap. Eu citesc din Biblie. Și nici măcar să te pleci la pământ ca o trestie, că să faci mii de metani. Nu. Spune aici, în Isaia, capitolul 58. Nu spun eu. Ce sunt eu să spun ceva de la mine? Am eu ceva de spus în anul meu. Dar lumea este nebunită. Tot felul de canoane, list, de pocăiți, fug oameni. Iar lăsați-mă în pace tot. Cu interdicțiile voastre. Postul înseamnă libertate. Să vă bucurie, să vă fericit. Să vă explozie de viață. Înseamnă să fii activ, să fii proactiv. Pro-vită, dar nu în sensul care ăștia ne spun să fii proactiv. Păi te îndeamnă spre lucru, nu spre Dumnezeu să fim activ. Este o confuzie regretabilă. Să anume că mișcarea, dinamismul cel mai puternic este în lumea asta, a lucrurilor. Nu! Aici este moarte. Este cercul vicios al imanenței. Mișcarea este a spiritului, a minții, a sufletului. Totdeauna pe verticală spre Dumnezeu. Aia este mișcarea. Mintea și care să spargă pătura aceasta de păcat a lumii spre cer. Aia este mișcarea. Dincolo de viteza luminii. Spre asta este. Nu putem urca la Dumnezeu dacă nu suntem atenți cu semenii noștri. Să fim activi. Adică să ajutăm, să zidim, să construim, să vindecăm, să alinăm. A posti înseamnă a fi proactiv. Ești pentru Dumnezeu dacă ești pentru oameni. Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu și crezi dacă pe cel de către tine nu-l vezi? Ceea ce mi se pare cumplit este rodul cetății, este un paradox. Că nu e așa, creștinul a apărut în cetate și în cetate moare. Cetatea o ucide, oraș. Și acum și satul românesc creștin e pe care să moară. E moribund. O să-l omoare. Moribund. Așa cum citim în Știința Vreasa lui Nietzsche, s-a dus în piață cu Ferdinand. Nebunul lui Nietzsche în Știința Vreasa. Noaptea cu Ferdinand. Întreabă, pe cine cauți? Pe Dumnezeu. Pe cine cauți? Pe Dumnezeu. Pe cine cauți tu? Pe Dumnezeu. Nu, e Dumnezeu, a murit. A murit Dumnezeu, striga. Zice, nu, zice nebun. Voi l-ați ucis. Voi l-ați ucis. Voi ați propus lumii un fals Dumnezeu, un idol. Dumnezeu, adevărat. Metafizica tradițională, filozofia religiei. Nu știți postul care îmi place? Zice Domnul, rupeți lanțurile de nedreptăți. Nedreptate faci, frate creștine, nedreptate se poate sfârși mai multe feluri. Nedreptate faci când oprești plata rugătorului, când înșeri pe cineva, când păcălești pe cineva, când atentezi la cinstea cuiva, când atentezi la familia cuiva, când gândești rău împotriva cuiva, faci o mare dreptate. Rupeți lanțul de dreptăți. Atunci postești. Păi postești să fii activ, să vezi ce dreptate fac eu cu semenii mei, sau cu mine chiar. Poți să fac mie însumi de dreptate. Să rup lanțul dreptății. Atunci postești. Dezlegați la legăturile jugului. Păcatul pune un jug asupra mea. Când păcătuiesc, am un jug. Jugul păcatului. Jugul plăcerii.
dați drumul celor asupriți, sfârmați jugul lor. Și auziți mai departe. Împarte pâinea ta cu cel flământ. Atunci postești. Nu clauzi separându-te de cel flământ. În fiecare cerșetor la ușa bisericii pe stradă este Hristos prezent în el. O fac o mărturisire. Vine să și plâng, cum vă spun acum. S-a întâmplat mie personal. Am visat-o pe mama mea, care a murit acum câțiva ani în urmă. Și ca vitul, ca orice mamă, cum și dumneavoastră v-ați iubit și vă iubiți mamă în urmă. Și am visat. Că dacă te rogi pentru morții tăi, frate creștini, să știi că îi visezi foarte des. Dacă eu după ce îi pomenesc pe cei vii ai mei, imediat îi pomenesc pe cei adormiți. Imediat. Ca și cum n-ar fi tot pe lista celor fii. Nu-i s-o cătesc morți. Și am visat-o pe mama și fiind preocupat cu lucrurile, la facultate, la biserică, cu lucrurile, cu lucrurile. Am uitat. Și luându-o pe soția mea de la nepoțelul nostru, am adus în fața blocului și am zis în mașină, Doamne, eu am uitat să fac mamei mele. Când visez pe cineva care a murit, îi dau de pomană ceva, o pomană, o pâine. Și Doamne, ce fac? Trebuie să alerg pe stradă, să mă duc în piață. Dintr-o dată, în spatele meu vine o bătrână, înaltă, cocoșată, cu niște haine atât de curate cu nostru în viața mea, cu față de limpede, cu niște ochi atât de mari. S-a oprit așa, cocoșată, și s-a uitat în ochii mei. Și a zis, Doamne, Tu ai trimis. Trimite Dumnezeu. Nu-i nu bine să cred, deci acum nu cred că a fost femeie, cred că a fost un înger. Să mă iertați, asta e credința mea. Prea arăta frumos, mă trebuie, adică natural. Natural, foarte natural. Bătrâna aceea, idilică, patriarhală, Sigmund din cer, a trimis-o Dumnezeu din cer. Să-i dau o pâine și un mar. Dar nu ce-a fost? Parte pâinea ta cu cel flământ. Adăpostește în casă pe cel sărman. Nu? Îmi pare rău că spun, poporul român este un popor în Europa care avea un semn distinctiv. Era un popor primitor, vă spuneam. Aș vrea să-și pierde această calitate. Pentru că aminte, era copil și părinții mei aveau singură, aveau un fundar, și jos o cameră, așa un dreptunghi, să fi fost 20 de metri pătrați, nu mai mult. Și eram 3 copii și 2 părinți. Și au niște țigare. Încă aminte că aveam 3 sau 4 sau 5 ani. M-am speriat că cu părinții mei i-au chemat în casă pe cei țigari și s-au urcat. S-au urcat jos. N-am mai văzut de atunci așa ceva. Cum oamenii stau în palate, cum e posibil ca oamenii stau în palate și alții pe scală de bloc, sub canale, e realitate. Sunt câini și pisici. Cu câini și cu pisici. Venind o dată la Pitești, la Pitești, am ascultat emisiune, o doamnă, care așa conduce un departament de asta socială, spunea că în canale de București sunt de la academicie, plus universitar, până la ceva de jos. Și că trebuie să se ducă acolo cu medici, cu ceva medicament. Astea sunt, cum să spun, soluții așa, fulgurant, în rezolvă problemele. Și eu zic că, fără să acuzăm pe cineva, eu cred că e misiunea bisericii să facă asta. N-ar trebui să, ca eu să pot dormi liniștit pe pernă, că știu că sub blocul meu sunt copii, sunt oameni, care trăiesc precum animalele. Și îmi zice că prostii. Pe cel bun îmbracă. Și nu te ascunde de cel de neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta. Iar în urma ta slava lui Dumnezeu fantastic. Înaintea ta merge dreptatea și în urma ta slava lui Dumnezeu. Adică e la mijloc. Pentru dreptatea și slava. Atunci vei striga și Domnul te va auzi.
Până atunci, Domnul, noi strigăm. De curând, mi-am uit o cumnată scumpă a sufletului meu. Am strigat la Dumnezeu să o salveze, nu m-am auzit. Și mi-am dat răspunsul singur. Atât timp când nu suntem pregătiți să ne purificați, nu avem credința suficientă, Dumnezeu nu ne răspunde. Iar nu-i dă vina pe Dumnezeu, nu. Trebuie să dă vina pe noi. Când avem o problemă și strigăm la Dumnezeu, disperat, să ajute, nu ne ajută. Pentru că Dumnezeu e drept. E bun, dar e și drept. Dreptatea ta. Mai întâi trebuie să meargă dreptatea ta înaintea ta, ca să vină după tine slava Lui. Slava Lui plină de milă. Avem un mare defect noi, creștini ortodoxi. Nu citim Scriptura. Nu citim și nu știm să citim sau și să interpretăm. Eu răspuns studenților mei, celor care ascult, trebuie neapărat să citească Scriptura, dar nu singur, că nu vă înțeleg. Ci călăuziți de Sfinții Părinții ai Bisericii, cei care și-au oferit viața Sfintei Scripturi, nu numai citirii ca rugăciune, ci și înțelegerii ei. Că nu este ușor să citiți. Cum voi înțelege citind dacă nu va călăuzi cineva? Cum voi înțelege? Dacă dai pâinea ta celui flământ și tu saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric. Fantastic! Și bezna ta va fi ca miezul zilei. Auziți? Dacă dai pâinea ta celui flământ și saturi sufletul amărât, adică saturi sufletul amărât, dându-i bucurie, le oprim noi oare când vedem un om amărât? Nu. Trece pe să știți, frați creștini, iubiților, că orice om te întâlnești, te întreabă ceva și cere de la tine ceva. Omul este o ființă interrogativă și revendicativă deopotrivă. Pentru că omul este cuvânt. Este cuvânt al cuvântului. Este rațiune. Are rațiune după chipul rațiunii supreme. Da? El ne agrește, Dumnezeu ne agrește, adică ne vorbește prin lucruri, dar mai ales prin oameni, prin persoane. Nu putem să fim indiferenți față de nicio persoană. Nu avem voie să trecem. Una din dramele mele este că stau de 20 de ani în Pitești la Bruc și nici în 20 de ani am reușit să am comune cu vecinii mei. Nu vor. Le-am dus cărți de rugăciune, am sunat la uși, am invitat. Nu vor. Trecem dimineața unul pe lângă ceilalt, nu ne interesează. Mă rog pentru dâns și mă opresc și mă rog. Nu ne interesează. Iată, dacă faci asta, lumina ta va răsări, da? În întuneric, da? Și va străci, așa ca lumina la miezul zilei. Dacă dai pâinea celui sărman și hrănești sufletul celui necârșit. Da. Acum, sigur, totdeauna când vorbim despre post, uităm în mod nefericit, zic eu, Învățătura Mântuitorului despre post. Uităm Învățătura lui Hristos și eu zic că ar trebui să începem cu Învățătura lui Hristos și să lăsăm la o parte. Se întâmplă astăzi un fenomen și eu îl spun, am curajul să spun. Există oameni care pun mai precis Învățătura oamenilor decât al lui Hristos. A zis Părintele cu tare de la mănăstirea. A zis Părintele cu meu duhovnic. Păi frate creștine, Părintele tot duhovnic nu e Dumnezeu. Este, acum orice acesta e instituție nefericită, după părerea mea, duhovnic. Mi-ar plăcea o dată să vorbesc pe instituția duhovnică. Sunt foarte multe de vorbit. Adică în sine nu este rea, este duhovnică. Modul când se folosește ea. A spus duhovnicul să nu faci aia. Păi frate creștin, hai să vedem care e văzutura bisericii. Hai să vedem ce scrie. Să nu mă interesează părinte. Mie mi-a spus duhovnicul așa, așa fac. Dezastru. Duhovnicul ăla este și el bun, poate să învețe greșit. Hai să vedem, să citim în predica de pe munte. Luați aminte ca faptele dreptății voastre, spune Iisus, să le faceți înaintea oamenilor, ca să nu fiți văzut de ei. Altfel, nu veți avea plată de la Tatăl vostru cel din cer. Cu alte cuvinte,
Atunci când faci milostenie, frate creștine, fă-o pe ascult. Când faci milostenie, în numele tău, eu, Ion Popescu, vreau să dau o pâine, pe cât posibil, să o dau pe ascult, să nu mă mai la cineva. Da. Și așa, vă rog să vă gândiți la ce vă spun acum. Vă rog, respectul, să vă gândiți. Și să vă cercetați, când dați ceva de pomană, imediat să vă întoarceți mintea spre mintea, după ce gândesc acum. Eu simt că parcă mi se, parcă mă se îngroașă, eu, parcă mă bucur așa. Poți să dau o haină, păi, ai păcat. Dacă te cuprinde, asta e slavă de șart. Și așa, și în relație eu, tu, când dai de pomană cuiva, trebuie să te cobori la el, să cazi în genunchi. Să-i dai în genunchi, să te cobori la starea lui, să-l cobori Hristos pentru tine. Tot, nu de sus să-i arunci bani, așa, vai, să arunci haine. Să te cuprinde așa, slavă de șart. Și amântrie, drăcească, că nu pot numi ală. Și iară, că nu puteți să facem asta, cel mai bine, fraților, ar fi să lăsăm biserica să facă milostenie. V-ați întrebat vreodată cum Părintele a luat Sfântul Nicolae pungile cu aur? Da, da, eu, pentru că el, când a intrat, a adus toată averea lui în biserici. Atunci, spre osebire de oameni de acum, milionari de carton, sau miliardari de carton, oamenii creștini adevărați veneau în biserică și donau toată averea lor. Biserica era extrem de bogată. Acum se spune că biserica e bogată. E săracă. Biserica e săracă. În realitate este săracă. Biserica trebuie să fie bogată ca ea să facă acte de caritate, așa cum a făcut Sfântul Vasile cel Mare, a făcut primele spitale, Sfântul Nicolae a dat pungile cu aur să aveze ca la desfrânare, cele trei fete și așa mai departe, în istoria bisericii noastre. Adică eu nu pot, nu sunt capabil să fac milostenie cu tine. Eu personal. Și eu vorbesc spre mine. Eu știu că nu sunt în stare. Când eram așa de vârsta mărului, am citit, am intrat în biblioteca din Pitești și am citit toate filozofii existențialiste, tot, toți filozofii. Și atunci, da? A avut o criză sufletească, credeam că mor. Mă îmbolnăvisem diavolul de la miază zi, Achedia, care duce spre sinucidere. Da? De ce? Pentru că am văzut cât de fals sunt eu în relație cu mama mea, cu tatăl meu, cu copiii mei, cu cei pe care pretind că iubesc. Și atunci mi-a pus următoarea întrebare. Dacă cineva mi-ar cere să mor, pentru cine mi-aș da viața? Din familia mea. Pentru mama, pentru tata, pentru soție, pentru fetițele mele. Și am făcut un clasament cu ierarhie. Mi-a dat seama că relațiile mele, persoanele cele mai apropiate, sunt mincinos. Că așa, iubirea mea, de fapt, o proiecție a egoismului meu. Iubești pe cineva când ești în stare, când ești într-o iubire, să dai totul pentru persoana aceea. Că chiar sacrificiul vreau când renunți la ceva, chiar și la persoana respectivă, pentru că iubești. Când cer ceva de la persoană, nu iubești. Deci, când faci milostenie, spune Iisus, nu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni, adevărat grezvou și-au luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Ca milostenia ta să fie întrascuns și tatăl tău care vede în ascuns să-ți va răspăti ție. Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii că le place prin sinagogi, și prin colțurile zburiților, stând în picioare, să se roage ca să se arate oamenilor. Adevărat grezi vouă și au luat plata lor. Cât tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău, care este nascuns. Și tatăl tău, care vede nascuns, se va răspăti ție. Când vă rugați, nu spuneți multe ca neamurile, că ele cred că multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci nu vă asemănați lor, că știe tatăl vostru de cel ce aveți trebuință mai înainte, ca să le cereți voi de la el. Să știți, vă spun care este părerea și credința mea, eu le recomand creștinilor și îmi recomand mie însumi două rugăciuni. Tatăl nostru și rugăciunea inimii. Ambul. Dorina. Dorina. Știi ce se întâmplă aici, da? Te rog cum o spune și oamenilor care vin.
Să nu se audă alt glas decât glasul celui care cuvânt aici. Vă rugăm frumos. Am văzut creștinii noștri de timpul Sfintei Liturghii citesc altceva. Acatiste, psaltine. Oamenii sunt în vârstă, abia văd și cu ochelari, mă chisesc acolo, din cauza, nu din cauza neștiinței, ci din cauza vârstei. Da? Păi dacă de-abia poți să citești, cum mai poți să te concentrezi la rugăciune? Rugăciunea să fie foarte scurt. Eu nu spuneți multe ca păgânii. Ei cred că morodia lor vor fi ascultată. Rugăciunea să fie cât mai scurtă posibil. Da? Deci nu vă asemănați lor, că știe Tatăl vostru de cele ce aveți trebuință, mai înainte ca să cereți voi de la El. Deci așa să vă rugați Tatăl nostru care ești în cer. Rugăciunea Tatăl nostru. Și acum, despre post. Am văzut în Isaia 58 ce îi spune Dumnezeu propriu Isaia, ce înseamnă postul adevărat. Iată ce spune Iisus. Nu poți să postești dacă nu ești în stare de pace cu toți oameni. Dacă nu ai iertat toate semenilor tăi. Deci nu poți să începi postul. Eu le spun creștinilor mei înainte de post, împăcați-vă cu dușmanii, cu părâșii voștri și apucați-vă să postiți. Dacă nu v-ați împăcat, nu postiți. Pentru că vă privați și de mâncarea bună pentru organism, și vă pierdeți și mântuirea. Că nu va fi postul primit. Oamenii nu înțeleg. Este această viziune individualistă a postului. Nu mă interesează ceilalți, eu mă pregătesc, postez, mă rog, mă duc și mă împărtășesc cu noi. În creștinism, în general, și în ortodoxie, în general, omul poate cădea singur, poate că da, nu se poate mântui singur niciodată, ci în comunie cu semenii. Cât de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertați-vă și vouă Tatăl vostru cel Ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnici. Că ei își molesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc adevărat, și-au luat plata lor. Deci când poți trebuie să fii trist. Am văzut și în vechiul de seamă, poți să fii ca o trestie care se apleacă continuu. Și poți să fii smerit. Dă-mi seama că nu poți trist. Nu, trebuie să fii bucuros. Nu, să vă spun, să facem o distinție între între veselia legată de lucruri din lume. Eu pot să fiu vesel. Uneori veselia aceasta este contagioasă. Trec pe stradă și într-un restaurant, aud muzică, dans, eu sunt trist și intră acolo, mă trezesc și eu. Dansez că nu e a mea, nu e firească. Și chiar dacă fac asta, aia nu e o bucurie, e o veselie legată de plăcerile lui. Cu mintea, cu trupul, cu voința. Adică să ai bucuria duhovnicească, să nu fii trist pentru că tristețea e de la diavol. Iar diavolul este tatăl minciunii. Deci când omul este trist, este trist, vine tot cu diavolul peste el și în el. Și este trist pentru că nu are ce vrea din lumea asta. Se simte frustrat, pentru că lipsește ceva. A ratat, n-a reușit, nu are ce gândește el, ce vrea el. Da, e trist. Preotul, sunt în canonele noastre, nu are voie să slujească dacă e trist. Nu are voie să slujească dacă e certat cu semenii. Creștinul nu are voie să aducă darul la Sfântul Altar, când Apostolul Pavel ne aduce darul tău, lasă darul tău la Sfântul Altar și dă-și pacă cu părâșii tăi. Da? Să nu apură soare peste mânia voastră. Pentru că darul nu sunt primit. Eu cum pot să dau liturghie, prescură vin și un demn, dacă sunt certat cu fratele meu? Nu, îl dau degeaba. Nu e primit. Dar nu ne ascult credincioșii noștri. Deci această viziune individualistă a salvării. O salvez eu singur, știu eu ce fac. Nu interesează. Ești în relație cu ceilalți. Lasă darul tău, trebuie să te împacă cu părâșii tăi. Și să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci să nu vină să întunece soarele și nu să fii mânios de fratele tău.
Și spun, păi știi, părinte, cum să mă duc eu să-l cer iertare? Eu sunt mai în vârstă, sunt mai mare. Nu. Ești mai mare atunci când te duci tu și te împărți. Atunci ești mare, cu adevărat. Restul ești mic, ești foarte mic. După muncești, ești foarte tânăr, se poate de mic. În asta constă măreția, nu în funcții, nu bogăție, nu în știință, nici măcar în știință de carte. Nu! Bogăția este la aceasta deschiderea a omului spre semenii lui, cu inima plină. Când postești să fii bucuros, să radiezi de bucurie. Când postești. Nu trebuie să arăți pe nimic că postești. Nu confundăm postul cu doriu. Din păcate, astăzi dorul se mai poate. Oamenii nu mai știu să păstreze dorul. Mor și nu țin dorul. Nu mai pun nici în piept. Nici în mine nu mai pun nimic. Se bate capacul. Este și o rânduială acum care vine în Occident. A murit omul, se plica capul să nu mai vezi. Doamne. Tatăl meu, când mi-a murit băiețelul, de 6 săptămâni, s-a culcat. Nu s-a culcat. S-a așezat în pat, lângă trupul cu plântul mort. Acum am văzut, deci, nu să vă slăvesc să plâng. Dar de bucurie, să fericit că m-am născut și am apucat oameni care s-au născut în secolul al XIX-lea. Și oameni care s-au născut în perioada interbelică, pentru că au fost multipli. Nu mai există. La care ai să înveți ceva cu adevărat. Și spun, preotul, eu simțeam ca tânăr preot că eu trebuie să sărut mâna acelor oameni. Doamne, eu trebuia să sărut mâna. Nu ele mie. Să-ți moară atâția copii și să nu preste. Da. Tatăl meu a murit de cancer și lăuda pe Dumnezeu până a murit. Am avut profesor mare academicien, dar cel mai mare profesor a fost tatăl meu. M-a învățat cum trebuie să vezi cum stau să mori. Da. Asta e teologie adevărată. Teologia adevărată este cea trăită prin fapte și prin atitudine. Nu cea spărăvăitoare. Tu însă când postești, unge capul tău și spală fața ta. Ca să nu te arăți oamenilor că postești. Ci tatălui tău care este ascuns și tatăl tău care vede ascuns să-ți va răspăti ție. Da? Și acum... Tot despre post, am găsit și ceva mai important. Marcul capitolul 8, apoi capitolul 9, o schimbare la față, vindecarea lunatică, cu la a doua venirea patimilor, cearta pentru locul lui și pentru revocat. Când a coborât Iisus pe muntele Taborului, da, și când s-a schimbat în slavă, a venit la ucenici și a văzut mulțime mare împrejurul lor, și pe cărturași sfădindu-se cu ei. Deci, să recapitulăm. Iisus a venit acolo și a văzut pe ucenici și ucenicii erau înconjurați de o mulțime mare de oameni. Și cărturarii erau în altă parte, mai lateral. Cărturarii se sfădeau între ei și spuneau, nu e acesta Iisus, nu e acesta Mesia. Și de ce spuneau că nu e Mesia? Pentru că n-a venit Ilie. Dar Mântuitorul spune, Ilie a și venit pentru că vorbea de Ioan Văzătorul. Ioan Văzătorul asemăna cu Ilie prima venire a lui Hristos și Ilie la a doua venire, adică la sfârșitul lumii, la an. Și le spune, dar vă zic vouă că Ilie a și venit și au făcut toate câte au voi, precum s-a scris despre el. Bun. Și Iisus i-a întrebat pe cărturari, ce vă sfădiți între voi? La manele de asta, versetul 15, care m-a uimit întotdeauna, spune așa, și îndată toată mulțimea, văzându-l pe Iisus, a spăimântat și a alergat și se închina. Așa spune acum, cum spune un gânditor german, Edmund Husserl, despre fenomene saturate. Un fenomen saturat este atunci când umple tot spațiul. Spațiul tău conceptual și vizual. Și prezența lui este presantă pentru mine. Nu poate fi s-a întâmplat în viața dumneavoastră să simțiți o prezență presantă înainte de a gândi ceva. Deci, este
prin Dumnezeirea Lui, în acel fascinosul, cum spunea Rudolf Otto, mulțimea aceea a sesizat, da? Prezența Dumnezeirii. Deci i-a lăsat pe ucenicii de izbeliște și s-a spământat, și s-a spământat. Deci vreau să vă spun că întâlnirea cu Dumnezeiescu și cu sacru trebuie să fie spământătoare. Frate creștine, dacă intri în biserică și te închini la icoană și nu te spământi, nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Văd preoți care stau cu coatele pe Sfânta Masă. Văd credincioși care stau cu picioarele, cu brațele de Sfântele Icoane. Da. De unde este spaima aceea divină? Unde este spaima divină? Pentru că așa Hristos se prezent în biserică, în liturghie, dacă nu vedem cu ochii de lui, dar cine crede, vede, simt, trebuie să ne spământăm venind la El și pentru că El vine la noi. A citit o carte acum Dumnezeu în căutarea omului. A ajuns Dumnezeu să ne caute, săracul Dumnezeu, ne caută pentru că sunt cei ce mai puțini oameni dispuși să trăiască cu El. Ne caută Dumnezeu. Bolii de ochimor, ăștia de iubirea nebună la Dumnezeu. Dumnezeu e întins ca un arc de cerc asupra noastră, spre noi. Ne iubește cu iubire imposibil. Dar ce eu numește nebună? Eu nu înțeleg. Cum adică mă iubește pe mine? Zdreanța asta de om, gunoiul ăsta, el mă iubește. Iată, eu stau la ușă și bat. De v-a deschis și vă intrați pe cineva. Eu nu-l primesc. Și în căutare. În căutare de om, pentru că oamenii nu mai primesc. Stau în inima oamenilor. Din cel botezat dintre Hristos în el. Trebuie să ascunde acolo prin Duhul. Dincolo de vârful sufletului meu, cum spune Augustin. Și bate acolo, bătăile. Tu nu-l aud, că sunt nesimțit. Nesimțit tot față de sac. Doamne. Nu, dacă nu simțim acel... Așa spaimă. Nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu în biserică. În rugăciune, în icoană, în liturghie. Nu. Dacă nu ne-e frică. Rețineți. Că lumea de astăzi vrea să învețe pe copii să fugă de frica de Dumnezeu. Citiți rugăciunile de la liturghia Sfântului, dialogul. Să ne fie frică, să te iubim, să ne teme de tine. Să te pusă iubirea pe aceea, să te plăcu cu teama de Dumnezeu. Nu iubești pe Dumnezeu că se teamă de El. Nu-L iubești. Nu e o teamă din asta când cade o cărămidă în cap, când mă lovește o mașină. E teamă sfântă, sacră. Atunci recunoști că e stăpâna tău, cel care te proniază. Te ții de existență. Cum recunosc eu pe mama și pe tata că m-au făcut. Și trebuie să recunosc pe Dumnezeu că m-a făcut și că mă țin. Când eram copil și mi-aduc aminte, teologia și le spus doiților mei, teologia se trăiește, uitați-vă în viața voastră și veți găsi acolo întreaga teologie. Oare când erai copil? Nu știu, eu mă știu pe mine. Și iubeam pe mama, mi-a și frică când m-altuia cu noi sau pe tata. Da, asta nu înseamnă că iubeam mai puțin. Poate iubeam mai mult. Și acum se spune să nu mai atinge copii fari. Să lăsa să crească ei așa. Așa singur. Da. Trebuie să ne temem. Să iubim Dumnezeu, să iubim. Da. Și să alegăm spre El cuprins de fiorul. Și de dorul, de dragoste. Vorbim de dragoste, iubire. Păi iubirea e când... Există un subiect care iubește și un obiect, subiect al iubirii. Da. De aceea, credința este începutul. Prin credință face începutul. Nădejdea este forța dumnezească ca dar care duce credința mea înainte. Înainte, mereu înainte. Speranța. Mereu înainte. Cum spune, epectazele sunt de la Apostolul Pavel la Filipeni 3, epectazele sunt de la Sfântul Grigore mereu înainte. Noi nu trebuie să fim nostalgici. Anamneza, anamnesisului Platon, lumea voastră greșit. Am avut bucuria să am o legătură foarte apropiată cu marii noștri academicieni, Alexandru Sur, domnul Văzuțescu, mulțumesc adesea pe eu. Anamnesisul Platon, ceea nu înseamnă amintirea istoristă. Când își amintește sufletului Platon, da? Ce își amintește? Că el, originea lui e patire, adică cerul, lumea arhetipală a ideilor. Deci nu este o amintire istoristă, orizontală, statarea lumii. Cea, anamnesisul este atemporalul. A realizat că ești dincolo de lume. Ești dincolo de spațiu și de lume. Nu avem nevoie de o amintire. Iar la noi originea se identifică cu scopul, adică Dumnezeirea. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, spune Iisus. N-avem treabă cu istoria, nu? Și noi trebuie să alegăm înainte.
Mereu înainte, doar dobândii cu luna biruință, adică mântuirea, salvarea. Trebuie să mergem înainte, nu mergem înapoi. Deci, ce ne poate duce? Speranța! Dar să avem credință puternică. Deci, dar duce credința mea în viitor. Iar atunci, dragostea, cum spunea Apostolul Pavel la Corinteni 13, nu moare niciodată. De ce? Pentru că avându-l în brațe pe Dumnezeu, sau având Dumnezeu în brațe, nu mai e nevoie de credință și de rădăcină. Și atunci, în brațe Dumnezeu, înaintez cât mai aproape. Ați observat în parc, în sensul bun al cuvântului, când doi tineri se îmbrățișează sincer. Sincer, așa că se iubesc. Parcă se strâng mai mult, parcă se compenetreze unul celălalt. Nu sunt niciodată prea aproape uniți. Vorbesc la modul frumos, nu mă refer la aspecte negative ale relației. În ce în ce, tinerii de azi nu se mai îmbrățișează. Rezolvă probleme direct, pe net, prin mesaje, da. Nu mai este iubire. Nu este tremur, da, atunci, pentru că nu este credință, da. E, legat de post. Puneți cheile, vă rog, în buzunar, în această. Sărut, mulțumesc. Și Iisus i-a întrebat pe cărturar, ce vă sfădiți între voi? Ea știa ca Dumnezeu, că vorbeau despre El, că negau, spuneau că nu e Mesia asta, că n-a venit Ilie. Dar n-au răspuns. S-au simțit cu musca pe căciulă și au trecut. Că au fost surprinși că Iisus a citit gândul. Dar, din mulțime, eu citesc în Sfânta Scriptură. Și a răspuns lui unul din mulțime. Nu era subiect, de-aia a răspuns. Învățătorul l-am adus la tine pe fiul meu care are duh mut. Știți, Apostolul Pavel spune că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva duhului. De-aia spuneam de post. Nu carnea era în sine, nu mâncare era în sine, nu băutul, nu sângele, ci duhurile care mă împing pe mine, da? Da? Să mă raportez, cum spuneam la început, fie la pomul vieții, lumea, fie la lume ca pom al vieții, fie ca pom la conștiinței și bine și răului. Da? Când întâlnim o persoană, noi avem iubiți credincioși, fraților, avem în cultul bisericii noastre, în liturghie, este cea mai mare, cea mai profundă teologie. Dar, din păcate, nu înțelegem și nu explicăm. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos. Când întâlnim o persoană pe stradă, o fată frumoasă, da? Să nu ne uităm, sau un bărbat frumos, sau nu știu. Să nu râvnim, să nu poftim păcătos. Sau să are o geantă frumoasă, sau vai ce mașină frumoasă. De obicei, am văzut dacă e o mașină nouă, să uită lumea după tine și bărbați și mai ales femeile. Vai ce mașină are asta. Am citit în Pateric un lucru care m-a uimit și mi-a dat foarte mult de gândit. Acolo am citit că undeva prin secolurile 3-4, undeva la marginea unei cetăți, era un avă, un călugăr cu viață îmbrătățită și în jurul lumea lui au venit foarte mulți tineri. Dornici, se ascultă învățătura în mijlocul bisericii. Părintele vârstă, uscății, le vorbea cu ochii închiși și ei erau în cerc în jurul părintelui și sorbeau cuvintele lui. Și nu se mai săturau. Dar ce s-a întâmplat? Dintr-o dată s-a deschis ușa bisericii și a intrat o femeie extraordinar de frumoasă. Dar, atenție, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Atunci tinerii aceia în cor au exclamat, au de indignare, au țipat și au pus mâinile la ochi ca să nu vadă așa ceva în biserică, indignați, au strigat, au răgnit chiar. I-a lăsat capul în jos, s-a uitat la părinte, la apa, la bătrân, a lăsat capul în jos. Am avut stânga împrejur și a ieșit cu capul în jos în biserică. În acest moment, tinerii monahi, călugări și-au luat mâinile de pe ochi și-au uitat toți la părintele lor. Să vadă ce zice. Părintele stătea drept, mișcat, cu ochii închiși și lacrimile ei șiroiau pe fața lui în jos și pe reverendă și cădea pe pământ. Și l-au întrebat, de ce plângi și părintele? Plâng pentru că am văzut în ea frumusețea mâinilor lui. Pomul vieții.
pe care semele al meu este o pomă a vieții pentru noi, este o pâine. O pâine de care mă hrănesc, trebuie să mă hrănesc. Pentru că orice persoană are ceva bun și frumos în ea. Eu să știu, precum albina care știe să culeagă nectarul frumuseții din fiecare om. Iar fiecare om să se deschide precum o floare, da? La rândul ei, da? Ca și ea să cunoască în colonele cu semnul. Iată, întorcându-mă la cel posedat de Duh și zice, zicea, vă imaginați durerea unui tată să-și vadă copilul posedat. Și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și se perește. Și am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar el răspunzând, lor a zis, o neam nebunicios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el și văzându-l pe Iisus, Duhul îndată a zburit pe copil și căzând la pământ să zvârcolească mergând. Și l-a întrebat atât copilului, câtă vreme este de când i-a venit aceasta? El a răspuns din pruncie. De multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă, dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-ți mină de nou. Deci, iată, omul acesta a fost mânat de suferința lui, s-a născut în el credința și speranța. Speranța că cineva, adică Iisus, îl va vindeca. Dar nu a avut credință până la cap. Spune de poți. Iar Iisus i-a zis, de poți crede. Toate sunt putință celui ce crede. Și vă spuneam puțin mai înainte, m-a rugat pentru cumnata mea și după aceea m-a înjurat și mi-a zis, toate sunt putință celui ce crede, înseamnă că eu nu cred. Și m-am înjurat și m-a zis, nu am credință suficientă. De poți crede, îmi sună în urechi, ca, toate sunt putință celui ce crede. Toate. Nu spune o pată. De aceea, noi nu avem credință nici când cuvânt de muștar. Dacă am avea aruncat, zice, mută-l, zice, mută-te. Ne înșelăm, ne amăcim. Credința înseamnă să renunți cu totul la tine. Adică să te renunți cu totul la tine, la mintea ta, la viața ta, la... și să... cum să aruncă prun în brațele sasă numai. Când e speriat. Dacă mai păstezi un rest în mintea ta, tu nu ai toată credință. Tu nu știi. Dar El știe, chiar tu știe tot. Și îndată, strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi, cred, Doamne, că a devenit mistic dintr-o dată, mistic. Și de suferință, și de speranță, și de iubire. Dar strigă, își revine, pe celălalt pământ, ajută-ne credinței mele. Că realizez în care credință puțină. Iar Iisus, văzând că mulțimea dă în val, a certat Duhul cel necurat, zicând, Duh mușc și surd, eu îți poruncesc să ieși din el, să nu intri în el. Și răgnind și zguduindu-l putere, Duhul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort. Încă mulți ziceau că a murit. Deci iată cât de mult vlăguiește satana ființa umană. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat și l-a sculat în picioare. Iar îndată ce a intrat în casă, ucenicii lui l-au întrebat, de o parte, pentru ce noi n-am vrut să-i zgonim? Iar el le-a zis, acest neam de demon, nu, cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Despre ce post vorbește Iisus? Atunci nu era postul Crăciunului, postul Paștelui, postul Sfinților, postul Petru și Pavel. Așa, postul Sfinților nu era. E vorba de postul total. Adică postul în care ființa umană nu are niciun fel de rezervă, pentru că a postit înseamnă de dorit cu totul lui Dumnezeu, a te oferi cu totul lui Dumnezeu și semenilor tăi. Ei, apostolii, erau neputincioși. Adică ei nu puteau să fie în stare de post. De-abia au înțeles asta după voia Duhului Sfânt, când ei și-au dat viața pentru Hristos și când și ei au săvârșit minuni, vindecând din morți, vindicarea bolnavilor, da, pentru iată, despre asta este vorba. În ceea ce privește rugăciunea, postul, iustenia. Eu mă opresc aici, dacă dumneavoastră aveți întrebări sau comentarii, ceva mai mare.
Mulțumim tare mult, Părinte Profesor, pentru meditațiile pe care ni le-ați adresat și care ne-au pus pe noi pe gânduri sau ne-au predispus unei meditații, unei reflecții și unei introspecții. De altfel, mari teologi, mari părinți ai Bisericii spun că atunci începi să faci teologie când cazi pe gânduri. Și ați reușit, Sfinția voastră, în această seară să ne puneți pe gânduri, să cădem pe gânduri. De altfel, știam că așa va fi. Părinte Profesor, care este legătura între cele trei virtuți? Credința, nădejdea și dragostea. De ce sunt puse ele în capul listei celorlalte virtuți? Practic, din tot ce ne-a vorbit Sfinția voastră în această seară, ni le-ați atins pe toate. Însă faceți-ne oarecum didactic, puțin scolastic, prezentarea lor fiind împreună, în relație, toate trei. De ce sunt așa și de ce nu ne poate lipsi una din ele? Căci, practic, n-avem cum să ne apropiem de Dumnezeu, să ne sfințim întru El și să ne îndumnezeim dacă ne lipsește una din aceste virtuți. Practic, de toate trei avem nevoie. Ele ne sunt indispensabile. De ce? Care este relația sau legătura între ele? Să citesc din Sfânta Scriptură. Eu să vă răspund din Sfânta Scriptură. Mai întâi, definiția credinței pe care Sfântul Apostol Pavel o dă în Epistola Evrei, capitolul 11. Iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Deci aici Apostolul Pavel face o legătură între credință și nădejde. Credința este încredințarea celor nădăjduite. Cu alte cuvinte, cel care are credința adevărată, dacă are nădejde adevărată, el a și primit. Deci, el a și primit. Spune Mântuitorul, cum vă rugați și cereți ceva, dacă veți crede, le-ați și primit. Deci, cine are credința tare sau adevărată, primește în prezent, da, în actualitate, cele pe care le îndrăjduiește. Nu trebuie să mai aștepte un timp ca să primească cele nădăjduite. Iar sfârșitul capitolului al 11-lea, deci după ce Sfântul Apostol Pavel arată sacrificiile celor drepturi în Vechiul Testament, arată că, spune că ei, adică aceștia care au murit, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii și în munți și în pește și crăpăturile pământului. Și toți aceștia au mărturisit, fiind prin credință, n-au primit făgăduința. De ce? Pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. Practic, S-
Sfârșitul credinței este Hristos. Sfârșitul credinței al nădejdei și al dragostei sau împlinirea celor trei virtuți cardinale ca dar al Dumnezeu se rezează în Hristos. Iată, drepții Vechiului Testament care au murit pentru Dumnezeu, ei de care lumea nu era vrednică, n-au primit, deci n-au primit făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise ceva mai bun pentru noi, ca ei să nu ia desăvârșirea fără de noi. Adică, ținta celor trei virtuți cardinale este Hristos. Și cum comentați afirmația Sfântului Apostol Iacov, potrivit cărea credința fără de fapte moarte este? Epistola lui Iacov. Da, pentru că această epistolă a fost numită de Luther, epistola de Paia. Savanții bibliști occidentali o socotesc necanonică. Dar Luther, nu știu dacă dumneavoastră știți sau nu știți, mare specialist în domeniul biblist, socotesc chiar unele epistole de la Apostol Pavel pseudo-epigrafice. Adică epistole scrise cu mâna lui și epistole scrise de ucenici ai lui, dar din spațiul, din arealul spiritual și cultural, a școlii pauline. Foarte puțin oameni știu asta, mari teologi știu acest lucru. E, totuși, în spiritualitatea creștină săriteană, asumul Apostol Pavel spune, în Galateni 5 cu 6, da? Credința prin iubire, adică prin fapte. Deci, credința se vede prin fapte. Iar cele mai înalte fapte sunt faptele pline de iubire, ca expresie ale credinței. Deci, credința au și dracii și demonii. Dar o credință nelucrătoare, nu prin fapte. Credința nu înseamnă doar o adeziune teoretică. Sfânta Scriptură spune că demonii cred și se tem de Dumnezeu, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Deci, iată, credința se manifestă prin fapte de iubire. Dar ținta este tot Hristos. Deci nu fapte. Faptele nu sunt scop în sine. Nu sunt scop în sine. Scopul este Hristos. Deci tot ca să ajungem la Hristos, să numim Hristos, să ne împărtășim cu Hristos Euharistic. Da. Vreau acum să vorbesc despre cea mai înaltă virtute cardinală și despre... Da, dar nu credea despre asta. Despre nădejde. Sfântul Apostol Petru, da, spune creștinilor, așteptând și grăbind venirea Domnului. Deci așteptând și grăbind venirea Domnului. Iată, creștinii trebuie să trăiască nu doar în așteptare. Foarte multe studii de teologie, domnul director, vorbesc despre dimensiunea eschatologică a Bisericii Primare. Adică creștinii primi, creștinii trăiau în iminența celui de-a doua veniri a lui Iisus pe pământ. Da. Dar ce vedem aici dimensiunea eschatologică a Bisericii? Dar atenție, nu e suficient să spunem asta. Creștinii trebuie să grăbească venirea Domnului. Adică a doua venire este o interrelație între creștini și Hristos. Este un raport interrațional, adică intersubiectiv. Origen, un mare scriitor bisericesc în secolul al III-lea, spunea că sfârșitul lumii va veni când se vor umple cetele îngerilor căzuți împreună cu Lucifer. Adică cu martirii, cu cei care vor vărsa sânge pentru Hristos. Da. Adică, în așteptare, este credință și este nădejde, este speranță. Da. Dar și în grăbire este nădejde. Adică, cine vrea să moară, le dăjduiește că moare în Hristos. Nădăjduiește că moare cu Hristos. Crede în El și apoi nădăjduiește, așteptând și grăbind venirea Domnului. Deci, așa trebuie să trăiască creștinii, în așteptarea și venirea. Deci nu trebuie să ne angoasăm de tot felul de teorii despre sfârșitul lumii, apărut în spațiul protestant, la 2000, la nu știu când, în secolul al XIX, 2000 și mai departe. Nu, sunt teorii catastrofice despre sfârșit. Deci creștinii trebuie să aștepte cu încredere și cu nădejde să trăiască în așteptare, dar și în grăbirea venirii. Pentru a asculta timpul. Și spune Sfânta Scriptură, zice, da, că
că zilele sunt rele, s-o ajunge zilei răutate ei. Iar Biblia, ce cuvinte se încheie? Maranata, vino Doamne. Asta e întreaga chintesența Bibliei. Maranata, în ebraică, adică vino Doamne, adică vino mai repede, adică vino la noi. Deci asta este asculta timpul. Timpul acesta prozaic pe care eu îl trăiesc, e un timp inautentic pentru mine. Eu vreau să trăiesc, să vezi și chem pe Hristos să vină mai repede. Maranata, vino Doamne. Deci asta este credință, nădejde, speranța dragostei, a unirii cu Hristos, pe care îl cer să vină trăind în așteptarea și grăbirea venirii Lui. Aceasta este relația biblică, nu testamentară. Însă, o să citim Sfântul Ioan. Da, la Corinteni ne-a spus despre iubire dragoste. Însă, vreau să citim despre iubire. Iubiților, 1 Ioan, capitolul 4. Nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit din lume. Acum vreau să vă spun sinceritate că sunt oameni vizitați de duhurile rele și sunt oameni care identifică și confundă duhurile rele cu duhurile bune. Apostolul îmi spune, cercați duhurile. Cercați, nu dați crezare. Părinții știu, da, în ascetica creștină săriteană, da, psihiatrii, da, și de exemplu Evagrie Ponticul, în lucrările lui spune că monahul este scutit de trei lucruri. De auzire, adică nu aude nimic, el e singur acolo în peșteră. De vedere, nu vede nimic pe nimeni. Și de vorbire, nu vește pe nimeni. Dar, tocmai, să știți că duhurile rele cearcă cel mai mult pe acești sihaști, se luptă cu ei. Iar aceste vagre epotre din secolul al IV-lea spunea că simțea dracii care veneau cu el și luau în brațe să lupta cor la cor cu ei. Adică cum se luptă luptătorii în arenă, așa se lupta el cu demonii. Se lupta cu demonii. Dar Satana se poate transforma în duc de lumină. Cum poate un om de comici să distingă duhurile luminoase adevărate de cele care se îmbracă în lumină? Satana vine în chip de femeie, poate, se poate transforma în animal, în bărbat. Mă mărturisesc și cred, până muri, că la mine a venit diavolul în persoană în chip de femeie. Deci, a venit la biserică cerându-se să spovedească. Dar n-a spus nimic. A scos sunete guturale, a urlat, a țipat, s-a ridicat din genunchi să fugă din biserică, iar eu, nimeni s-a pus sub gura, a pus să strig, opriți, opriți, opriți. Opriți ființa aceea, opriți, n-am să mă iei de pe scaun, pur și simplu a rămas paralizat. Și cred că a fost Satana în chip de femeie. Cercați duhurile. Nu vă lăsați amăgiți. Lumea vă spune și la televizor și pe internet că nu. Punea un viitor occidental că cea mai perfidă strategie a Satanei să ne facă să vedem că el nu există. Că ce se întâmplă cu noi e din imaginația noastră, din mintea noastră. Nu! Ne încearcă Satana, vine în noi. Simone Veil, mare mistic occidental, spunea că Satana vine pe calea imaginației mele. Când eu, un om botezat, nu mai e diavolul. Diavolul stă pe lângă, mai aproape de cămașa mea. Dar eu când ies din mine, îmi răsucește gândul, de așa răsucește. Este canalul prin care mă prinde Satana când ies prin imaginație din mine. Și intră în mine să plimbărește. Deci cercați duhurile. În aceasta, să cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Adică cine cunoaște pe Iisus Hristos. Și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Deci, Antichrist. Nu vă lăsați amăgiți că vă spune cineva, Antichrist va veni înainte de sfârșitul lumii. Nu, Antichrist e în lume. E în lume. Voi, copiii, sunteți din Dumnezeu, auziți. Și i-ați biruit pe cei proroci, căci mai mare este Cel ce e în voi decât Cel ce este în lume. Adică Dumnezeu care e în voi mai mare decât Satana care e în lume. Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume și lumea îi ascultă. Nu trebuie să ascultăm lumea. Nu trebuie să fim ca lumea. Nu trebuie să fim la modă.
dialogul modei cu moartea ce Dumnezeu. Noi avai trebuie să fim la modă, cum ne îmbrăcăm la modă, cum gândim la modă, nu suntem trendy la modă, nu. Lumea să se dea cu biserica, să se bisericească, nu noi să ne devenim lumești. Asta facem, ne desacralizăm. Noi suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ascultă de noi, cine nu este Dumnezeu nu ascultă de noi. Din aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Deci avem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Iubiților, să ne iubim unul pe altul. Pentru că dragostea este la Dumnezeu. Deci dragostea este dar de la Dumnezeu. Să ne iubim. Oare ne iubim, nu ne iubim. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Iată, iubirea dă cunoaștere. Nu. Nu cel care știe matematică, inginerul, savantul, are cunoaștere adevărat. Cunoașterea este cel care iubește. Sfinții noștri nu au făcut academii. Nu au făcut academii. Nu au fost academicieni, savanți, nici l-au lăsat primul nume. I-au cunoscut pentru că au iubit. Prin iubire ajuns să cunoști originea unui lucru, natura lui și sensul și scopul pentru care există. Și în primul rând, iubind lucrurile, le cunoști. Iubim persoana, de-aia nu ne iubim, pentru că ne cunoaștem. Nu vrem să ne cunoaștem. Ceea ce nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este iubire. De ce? Pentru că în aceasta a dat dragostea lui, pentru că pe Fiul Său l-a trimis. Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi și noi, dator suntem să ne iubim unul pe altul. Și auziți legătura dintre credință și iubire, cum ați întrebat. E fantastic! Iau ce spune Apostol. Și noi am cunoscut, auziți, și am crezut iubirea, adică iubirea să crezi, pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire, rămâne Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru El. Pentru aceasta a fost desăvârșită iubirea lui față de noi, ca să avem îndrăznire, paresia în greacă, ziua judecății. Fiindcă precum este același astfel și noi în lumea aceasta. Auziți, în iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar ce se teme nu este desăvârșit de iubire. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel din tâi. Adică, când cineva a ajuns la treapta aceasta de iubire desăvârșită, deja când este în brațe Dumnezeu, când nu-l luat în brațe, nu mai are teamă. Ne temă că suntem pe cale, adică până ajungem să-mi ia Dumnezeu în braț. Atunci dispare frică din iubire. Ci rămâne credința și nădejdea vor înceta, a spus la Apostol Pavel, iar dragostea va rămâne. Vă mulțumesc frumos! Doamne ajută! Părinte profesor, schimbând de registrul discuției puțin, de curând ați dat un interviu de excepție. Ați acordat un interviu foarte bun. Păcat că e puțin cunoscut și puțin mediatizat. Ați vorbit despre imigranți și refugiați. A, l-ați văzut? Da, l-am citit. Foarte bun. Aș vrea un pic pentru noi, în această seară aici și acum, să ne spuneți care este poziția dumneavoastră sau părerea dumneavoastră vis-a-vis de acest fenomen. Că e bine, e o perspectivă creștină și e bine să o știm. Acest fenomen se înscrie, este o exigență, este o consecință, în primul rând, a culturii postmoderne în care trăim și care se află la aproape la sfârșitul ei. Durerea mea cea mare este că foarte multă lume nu știe în ce epocă trăim. Adică trăim în modernitate, în evul mediu, în antichitate, nu știu unde trăim. Nu suntem la curent, nu suntem contemporani cu epoca în care trăim. Păi, ce-a să vă șumească, Doamne, exemplu pe care îl cunoaște? Mircea Cărtărești, la noi. Dacă luăm în Occident, Jacques Derrida, psihoanalistul Jacques Lacan, Gianni Vattimo, Michel Foucault și alții, meditori postmoderni, care sunt teoreticieni în postmodernismul. Da? Ideea de bază a culturii, a filozofiei postmoderne sau postmoderniste, este
moartea lui Dumnezeu și moartea oricărei metafizici. Cultura postmodernă n-a mai lăsat nici măcar la nivel ontologic relația de comunie între noi. Psicoanalistul Jacques Lacan spunea că în epoca postmodernă sau postmodernistă se aseamănă cu o grindă spartă în cioburi. Adică Ion Popescu sunt ciobur care a făcut parte într-o oglindă. Postmodernismul se manifestă prin policentrism. Ce înseamnă policentrism? Dacă în credința creștină există un singur centru, suprem și absolut Dumnezeu, acum Dumnezeu nu mai e, mă spunea Schopenhauer, secolul al XIX, dar cerul e cu ori, nu mai este. Dumnezeu a murit, nu are nici. Da, păi, sigur, adepuneți o întrebare. Noi suntem statul român, suntem un stat ateu. După modelul statului francez. Credința mea în Dumnezeu, aprobată de Constituție, vedeta libertății, democrației. Dar poziția oficială a statului este ateu, ateu, fără Dumnezeu. De nu mai este oficial, Dumnezeu nu există. Că noi credem câțiva, un grup de oameni, astea ceva. Revoluția franceză, egalitate, libertate, fraternite, credința a trecut din domeniul public, adică al statului, în domeniul privat. Ciudățenia mare este că această cultură nu ne mai dă voie să fim uniți între noi cu orizontal. Eu sunt un ciop. De ce sunt un ciop? Sunt un ciop pe de-o parte, de-o parte sunt un centru. Eu Popescu, nu am pe nimeni deasupra mea. Adică nu poate să-mi impună nimeni nicio credință, nicio învățătură, nicio doctrină, nicio părere. A, că trebuie să se respect legile statului și mai departe, etica asta, filozofică, socială, asta te lucru. Dar nu. În ceea ce privește gândirea mea, sunt un centru. Un centru, matea centru, policentrism. Deci s-a terminat. De ce ai observat? Poate vă explicați de ce atâtea conflicte între oameni. Pentru că aceste conflicte se intersecă. Să piardă fiecare care dreptate, este un centru. De mine mă tutuiește cu coana aia de la care vorbește în etern, că nu mă vede, eu cred că mă vede, dar nu mă vede, și spune, noapte bună. Și vorbește cu mine cu tu. De unde asta? Tutuiala asta. Este să mă facă gândesc să cred că sunt cineva, cine se îngroașe, eu, fai. Despre mine vorbește, trăiește scripa. Despre mine vorbește, cu mine mă îndeamnă. Iar eu, în nesăbuința mea, cred. Și mi se întărește ego-ul meu și părerea mea bună spre mine. Și atunci voi intra în conflict cu fratele meu, cu vecinul meu, cu ruda de sânge, cu copilul în casă și copilul alături lui, care spune, ce trai, ce-i cu mine? Sunt mare, sunt al meu, să stăpun pe viața mea. Nu este cum. Bun. Acum însă ne aflăm la sfârșitul culturii postmoderne și intrăm în era globalizării. A globalizării. Observat că deja se discuta de regionalizarea României în nouă regiuni mari. Se discută și s-a realizat oarecum anumite zone transfrontaliere. Zone transfrontaliere. Dar când se va constitui o regiune, da, cu un centru anume administrativ, da, da, și unde toate religiile se vor egaliza. Da. Lupta cea mare este să se termine, care este ținta, să se termine cu aceste credințe. Să nu mai fie budiști, să nu mai fie hinduși, să nu mai fie musulmani, să nu mai fie creștini, toți să avem o singură credință, fără Dumnezeu, numită New Age, noua era. Și o mistică, fără Dumnezeu. Mistică eventual astfel la rachetul cosmice numită cyberpunk. Deja sunt filme cu așa conflicte, nu știu ce planete, războaie, galactice și mai departe, unde copiii tremură și eu tremur, mă sperie dacă văd așa ceva. Adică omul, ideologia este, eu știu că am nevoie de niște trăiri, de niște sentimente. Indus, la nivel mistic, dar fără Dumnezeu. André Malraux spunea, și-a tradus greșit, că secolul al XX-lea va fi mistic, nu religios. Sau nu va fi deloc. Însă ei ne propun o altă mistică. O mistică fără Dumnezeu și fără doctrină, fără credință. În istoria umanității au fost, cum să spun, exoduri naturale de populație, generate. Iată și Avram pornește din Urul Caldeii și ajunge în Țara Făgăduinței, cu familia lui. Avem exoduri și alte exoduri. Avem poporul român care, după retragerea uriară, trece dincolo de 2% de dunăre, da?
o parte din el, o parte rămâne aici, și alte resurse. Părerea mea sinceră este că această migrație este indusă, este creată. Pentru distrugerea culturii occidentale, a Uniunii Europene și angoasa tuturor angoaselor, așa zisă rasă pură, sau rasa albă. Am spus-o de altfel. Da, în acel interviu, astea sunt părerea mea, deci are ca țintă porcirea pe românește a și amestecarea. Din punct de vedere antropologic. Da? Pierderea identității. Pierderea identității și alte aspecte legate de aceasta. Încă o dată, ca să spun așa, nu pot să nu remarc înțelepciunea poporului român. Nu pot să nu remarc înțelepciunea poporului român. Eu nu vorbesc de conducător, nu fac politică, nu sunt angajat niciun partid, nu sunt interior, nu mă interesează, dar pot să nu remarc înțelepciunea acestui popor, care după mine este condus de Dumnezeu, destinul lui. Dar printre Petru ți-a scris o carte între Dumnezeu și neamul meu. Da. Și spunea el că nu va învinge țara cu cele mai multe rachete, arme, ci va învinge până în final poporul cu cel mai mult Dumnezeu, care are cea mai bună credință și mai curată în Dumnezeu. Asta e părerea mea și am și spus un interviu. Pentru că Părintele Mihai a fost student, îl lăsăm să vorbească 3 minute pe ceas. 3 minute. Știți-vă, minutul meu ține mai mult decât cel care e cosmic, așa cum știți. Iubiților, aici puțin suntem acum, unii mai veșteșiți de ani, alții ceva mai bine, dar mă uitam acum de câteva ori așa la chipul fiecare din toți cei care sunt aici, mai puțin doamna care după stârna și după rând de regine, vreau să vă zic că toți sunteți frumoși. Despre ce înseamnă cum decriptăm frumusețea omului din fața noastră, ați înțeles probabil din discursul părintelui profesor. Iubiților, așa este, am avut profesor pe părintele Ioan Popescu și vreau să vă spun că s-a întâmplat odată când a fost o răsturnare de program, în sfârșit, eu băteam drumul ăsta București-Pitești, cunoșteam fiecare pietricică de pe autostradă, în pragul sesiunilor nu l-am un fel de culturi, stăteam acolo, și a fost o situație când nu au venit studenți, erau numai doi. A venit în sală, niciun reproș. Bine, dar nu avem oră. Unde sunteți? Unde sunt ceilalți? A intrat, Doamne ajută, face dragilor. S-a adresat, noi ăștia mulți doi, eram eu și unul Gheorghiță, nu mai țineți minte, ca și cum eram în toată clasa. Și ne-a ținut un, cum spune, o lecție, că s-a asesorat lecția respectivă, ca și cum erau prezenți toți, așa cum ați văzut acum. Asta ca să înțelegeți caracterul dânsului, integritatea și celelalte. Eu, în ce mă privește, simțeam atunci când vin în contact cu Sfinția sa, așa pot să zic, că mă îmbogățesc. Și când se termina ora, simțeam că rămân mai sărac. Iar astăzi, când îi sunt absolvent, mă simt mai întreg. A fost un motiv pentru care am renunțat să vin înapoi la București. Am plecat în anul întâi, m-am mutat de aici acolo, pe motive că eram în armată și a zis cineva care era mai mare, care era cel mai înalt, măi, vreau să mănânce ăștia aici, că trebuie să stai la program tot timpul, știi cum e. Și ziceam, nu vreți să mutați în altă parte? Ba da, Sfinția voastră, unde mai... Și mi-a enumerat așa, aia, zic, păi, Pitești, că e mai aproape. Gândim-o măcar și mai repede. Neștiind cu cine mă voi întâlni acolo. După aceea, federam în anul 4, am avut bucuria să fiu invitat împreună cu, nu pe meritele mele, și pe meritele preotesei mele, care venea dintr-un cadru academic, la un doctorat. Dau un exemplu destul de rugând. Și a vorbit. Știți că a susținut o teză de doctorat, sunt niște vorbitori acolo, niște dezvoltători, etc. Și a vorbit și doamna mea, a atras atenția și la sfârșit, după aceea, când am avut discuții libere, cel mai mare de acolo zice, dar cine este doamna? Și un alt profesor,
care era tot de la Tipești, tot un Ioan, acesta de lângă mine este Ioan, Ioan Popescu, și celălalt era Ioan Stan, unde știu mai bine. A zis, păi doamna, este soția studentului meu, ședințul este studentul meu, știți? Și atunci, cel de acolo, și cum dumneavoastră sunteți de aici și v-ați dus la Pitești? Dar de ce? Dar vă rog să veniți înapoi. Și iau, deși, doamna, aici înseamnă, nu mai putem întâlni, veniți să fim împreună, de ce ați venit aici? Și eu n-am avut ce, de fapt am fost sincer. Am spus, părinte profesor, de ce să vin de acolo? Pentru că acolo sunt foarte mulțumit, am niște profesori extraordinari. Așa aici aveți profesori foarte buni. Da, părinte profesor, dar nu știu dacă 3-4 de aici facă drumul de la Pitești. Și părintele stat mi-a dat peste mână așa, că nu se poate. Nu te-am mâncat, nu știu să vă duc la cap. Știi apucat să zice așa ceva. Nu dai seama ce situație mă pui și pe mine. Părinte, dar așa a spus o minciună, nu este un adevăr? Și în clipa aceea mă mărturisesc mâna pe inimă, m-am gândit la acest părinte drag profesor, pe care l-am simțit un părinte de suflet. Nu are nevoie de laudele mele. V-ați dat seama singur ce potențiale are de suflet. Și vreau să vă spun că oamenii care sunt așa, cum este dânsul, cum n-a simțit că cei care sunt aceia, a simțit cursul inimii și al minții, sunt încercați. Să știți că și la noi toți aici, credința cea mai puternică, știți la cine este? La cel care trece peste toate încercările care vin, la Iisus. Iar cei care nu au încercări, nu au pentru că Dumnezeu nu le dă, că știu că îi pierd. Dumnezeu nu are nevoie să ne peste. El știe exact de a fi noi. Știe exact ce este putin. Și oamenii care sunt puternici sunt încercați. Astăzi a fost repoziționat în poziția care se cuvenea de fapt și de drept dintotdeauna. Profesor de cap. Nu este drept. Stă nu știu la asta. Dacă sunt întrebări, întrebări. Da. Întrebări. Numai un pic. Am spus 3 minute. Voiam să vă spun că a fost lezen de înțeles, dacă ați fost atenți, că în ce a prezentat părintele profesor, mai mult de jumătate din discursul dânsului a fost aici. Și o concluzie. Dragilor, avem nevoie de un profesor cu alte studii și cu altă experiență ca să ne arate unde este Dumnezeu. Sunt oameni dintre noi care se confruntă cu probleme grele de viață, cu neîmpliniri, cu accidente, cu boli grave, care niciuna dintre ele nu este întâmplătoare, este a noastră. Și prima reacție a omului este să se întrebe de ce și să-l judece chiar pe Dumnezeu, dar de ce, Doamne, mie? În loc să mulțumească, pentru că și acea pedeapsă, așa zisă pedeapsă, sau boală grea, este un act de mângâiere a lui Dumnezeu, care ajută la mângâiere și la întâlnirea cu El. Am vrut să vă spun de această concluzie, că iată, în loc să citim 20 de acatiste astea, nu înseamnă că trebuie să le citim, să le nu știm. Câți se apleacă cu dragoste și cu toată, cu discernământ și cu toată ființa lui asupra Bibliei, asupra Sfintei Scripturi. Găsește aici rezolvare pentru toate. Și colegul meu a pus niște întrebări pe niște capitole și tot aici le-am întâlnit. Deci iată că aici există rezolvare pentru toate. Numai că dintre noi, nu știu cât sunt, care mai se apleacă cu dragoste și cu dăruire totală pentru a ajunge la cunoaștere și la înțelepciune de a merge către Dumnezeu pe care Sfintei Scripturi. Întrebări. Cu curaj. Dacă nu sunt întrebări, noi vă mulțumim dumneavoastră că ați venit, dumneavoastră că ați participat. Avem numai puțin. Avem următoarea întâlnire, cum am spus și la început, peste o lună, pe data de 16 mai, tot la orele 19, tot în zi de luni cade, cu domnul scriitor și mărturisitor creștin, jurnalist creștin, Corneliu Constantin Ciomâzgă. Cel care a scris două cărți de referință, Lucrarea și Se întorc morții acasă, cu care a fost și aici și a lansat. Vreau să vă felicit pentru ceea ce faci. Doamne ajută! Să fie recuperare! Mulțumim! Au fost deja prea mulți. Sărbători fericite, ne întâlnim după Sfintele Paști.